No bun, vedem aici că doamna stă cu echipă foarte bună cu domnul Noboletto-sama. În primul rând să vedem în ce zi s-a apucat. Ea s-a apucat din 2021 a doua, deci februarie 11. Bravo! Foarte frumos. Se vede că joci de mult. Se vede. Veniturile cum merg. Walking-ul 62 de zile. Aici a fost... Ok. Domnișoara Eli este un pic abalenuță. Rămâne de văzut. După aia avem harta. Harta îi 100% presupun. Da. Harta cred că nu mă dezamăgește, doamna Eli Eli, 100%. Bravo. Să vedem ce arme are. Arme are destul de decente, nu foarte multe pentru cât o investit, dar are destul de multicele. Linei are arcul lui, el în la fel. Domnul Tanari are Skywar arpu, are două arme de State of the Sand Scarlet, care nu le folosește absolut pe nimeni. Interesant. Jadu, două copii de Skyward-uri, sigur, Tauri fan 2. Arma lui Kimchi, eu o luat-o până la urmă, da, corect, mi-a zis că e mare fan Kimchi. Deci era culmea să nu iei. Ayato-sama, sigur, benică, foarte bună armă, extrem de bună. Extrem de frumoasă armă pe domnișoara Xaling. Înseamnă că erul nu duce niciodată lipsă, cu un atac foarte mare din cauza erului. Skywar Pride-ul, Lost Spray-ul și încă un Scarlet, așa cum am văzut. Battle Pass-ul, observ că este tocat. Battle Pass-ul este tocat. În care încă una care vrea să facă. Ok. Sincer, da, arma asta chiar este foarte, foarte bună. Mai multe copii nu stric niciodată făcute. Sau poate o luat-o din greșeală? Frumos. Hai să vedem cum stăm cu caracterele. Prea serioasă pentru noi? Într-un pic, simt un pic de frică, așa. Simt un pic de frică. Simt cum urlă portofelul la mine. Nu te uita că plângem împreună. Deci, cred că sperăm să nu fie așa. 37 pe Novlet, 40 cu 248 cu prototype. Încă n-are arma lui, dar poate presupun că o să vreie, pentru că are status foarte bună fără armă, mai ales cu HP. La set avem în felul următor, 10 cu 22 și era foarte bun. 2 cu 18, 7 cu 20, 3 cu 37 pe gombletul un Novlet de Hydro. No, Tsukotata, da, să dai piesă. Și un critic care e cu mult HP și R. Da, e frumos. Pentru fără armă, statusurile care ai sunt foarte, foarte, foarte bune. Bravo. Doamna Furinuță, 38 HP cu domnul Fever, țevuca noastră preferată, 71 cu 171, 172. Ce era să fie 71? Aproape. Foarte frumos, oricum, foarte erul suficient. Cu setul de Golden, 7 cu 12 și R, sigur 12 cu 13, 21 și perfect, da, sigur. Observ că la ea chiar ai balansat foarte, 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 foarte bine treaba asta cu criticare, critical damage și R. În caz pe viitor cu arma ei, pur și simplu o să simtă mare diferența. Dar în același timp buff-ul tău buff-ul până la urmă, frumos. Kazuasama are 130, de ce are 135 critical damage? 187 R cu sacrifice, nicio problemă cu R. Hai să vedem ce piese are. Are M, criticare critical damage. Are R, critical damage. Are M cu critical damage și R. Da, M cu R, charge și critical damage. Deci toate piesele e perfect. Toate piesele sunt perfecte, ca au și critica de damage și R. Bine, critica de damage nu ți-l trebuie. Dar e foarte frumos că ai găsit pe fiecare piesă R. Eu încă n-am găsit. Kirara a fost abandonată. Cu piese foarte bine. Foarte frumos.
Nu joci. Sau încă e în construcție? Posibil să fie încă în construcție, posibil. Posibil să fie în construcție. Le-a schimbat, ups. A, deci e jucată destul de des. Ok, ok, ok. Foarte bună alegere, mai ales cu un ovlet. C6? Nu are C3, din păcate. Nu, el C6, da, ia C6, da. C3 kimchi. A, frumos. 38 cu 145. Critica rate-ul destul de low și cu 40% critica rate de la pasivă. Arma, da. Ce avem aici? Mult def avem aici. Asta e foarte frumușică. Sigur. 35 critical damage nu strică. Prea mult critical damage observ pe anumite piese. Prea puțin critical rate-ul. Nu știu cum stai tu cu prindere de crit. Dar și eu am ceva de genul. Nu pică? Nu, nu, aia îmi dau seama, numai că mă gândesc. Eu am 70 critical rate fix. Pentru că eu n-am 38, eu am 30 critical rate pe el. Nu prind critul niciodată. Poate dacă faci rost încă de 7 critical rate să ai 45. Dau aproape 700, dar tu ai C3-ul. Eu dau 370 cu kimchi, cu C0 și armă de la standard banner. Dau 375. E o diferență, nu crezi? Dau jumate. Bă, kimchi foarte bun. N-aveți ce face, asta este. Dar da, 700k, chiar milionul poți să atingi foarte ușor cu el. Fără nicio problemă. Da, lucra trebuie lucrat cu timpul, sigur. Domnișoara are 62 cu 92, 144, Favoneas, bravo, bravo, mândru, mândru, atac, atac. Câți care e că un pic de damage cu multe R, da, frumos, și frumos, un sub de PS, care cred că face și damage și merge foarte bun, frumos, da, 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 ce un... Sigur, pentru heal-ul care îi trebuie să facă și misteria ei, e perfect. După aia avem Kuki cu 1001 M, bravo, bravo, nu mă interesează altceva, sigur. Nu ai setul de Lost Paradise. Interesant. Oi lucru, o nu prea te interesează momentan treaba asta cu Full M, C2-ul e minimul. Sigur, sigur, sigur. Ia-o. Da, aș accepta arma asta, sigur. Pentru buff, sigur. Foarte de acord cu tine. Cred că n-ai avut nimic, de asta ai pus atac, așa-i? N-ai avut altceva, nu. Cred că n-ai avut HP și de-ați pus atac, dar pentru buff o folosești exclusiv și un pic de hiluț. Da. Thomas-sama. Jucată la Burgeon. Bravo. Unica metodă de a folosi le capește maximă Toma e la Burgeon. Îs de acord cu tine. Îs foarte de acord cu tine. Da. Bravo. Nu știu cât de mult îl folosești oricum. Dar da, așa este tu lui frumos. Xialing încă nu-i 90 sau nu prea folosești. 59 cu 139 cu 249. Nu prea folosești? Că văd că și arma e 80 și ai 80. Frumoasă piesă. Grozavă. Sigur. Se poate un pic mai bine, dar are multe R, deci e ok. Și are EM cu atac și cu critica de mine. Frumos. Da. Xialing, dacă o faci la maxim, chiar e foarte puternicuță. Sigur. Sigur. Cerveus are 30k HP. Mai trebuie... mă scuzați, domnul, nu acum. Mai trebuie un pic de HP până la 40 pentru activarea buff-ului maxim dacă folosești overload-ul. Dacă faci 38, e ok. Dar 30 e chiar puțin, se simte diferența. Dar n-ai... N-ai ăsta, n-ai maxat încă toate seturile, observ, da. Cred că dacă maxez ajungi la 35-37, ceva de genul. Sigur. C6? Nici nu mă mir, la ai kimchi C3, nu mă mir deloc, da, de rău. Doamna Ianfi abandonată, domnul Ito, 88 cu 176, multe M, jucat la cristalizare, în ghilimele glumiță. Da, de acord cu armă, sigur. Wow! No! Asta da! Așa da! Sigur! Frumos! Sigur! Asta se poate schimba. Da, frumos! Frumos, Ito, nu cred că-l mai joci, sincer. Părere în popii, cum îl văd așa. Da, frumos!
Zolica Sama, 40 HP, e sub DPS cu globală, da, e global, caracter cu buff. Cred că HP-ul, da, nu-l mai joc adevărat, de-a... Păcat, păcat, putea avea potențial. Mai ies cu Xilonen acum, da, asta este. Selavi, îmi place sabia asta pe ea mult mai mult. Nu mă interesează ce ai pe ea, nu mă interesează dacă e făcut, nu-mi place sabia asta mult prea mult. Zici că e sabia ei. Dacă cea e de aur, arată foarte fain. Măcă făcut să fie? Nu, nu, și eu l-am făcut de 90, măcă, e ok. Merge mai bine piesa aia pe Navia, dacă ai destul atac, da. Eula, Eula, 22 cu 122. Când a crit-o asta? Știu eu când a crit-o asta. De sărbători, de Crăciun, de Paște, de Sfântă Mărie și de 1 decembrie. Ah, ok. În parte arma cu Ito. Atunci, hai să zic așa, provizoriu îi 50-50 la critical damage. Sigur. 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 Sigur, sigur. 77, 197, 113. Da. Da, oh. Frumos. Da. Asta îmi place mai mult piese. Da, da, asta a jucat la Gravit. Frumos, foarte frumos. Alhitam. Alhitam are 60 cu 190. Da. Armă că criticarea nicio problemă niciodată. Așa e luxosă. Da. Da, ar vrea eu și așa ceva. Se poate un picuț mai bine, dar am destul de mult, deci e ok. Și da, ok. Luxos, C1. Mi se pare că mi-a zis că e C1, dar e frumos. Asta e pur și simplu cooldown-ul mai rapid, ceea ce îl ajută foarte mult pe el, pentru că un damage pe secundă. Nahiduța are pur și simplu 40 cu 144 C2? Nu, se pregătește pentru C2, oare? Întrebare bună. Frumoasă piesă. M, Dendro, M. Stai, tu ai statusul ăsta insane? Din substats? Wow. Wow. Eu am crezut că ai criticat damage aici. Wow. Asta da, Nahida. Sucotata. Asta la C2 cu statusurile astea e alt nivel. E alt nivel. Dar e foarte frumoasă. Nimic de comentat, e foarte frumoasă. 52 cu 100, cu 214 C1, deci criticare tu nu e o problemă pe charge attack. Setul favorit, setul care îmi place și mie. Wow, piesă. Sigur. Da. 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 Deci ăsta momentan e cel mai bun set care am văzut de Wanderer vreodată. Pare trist, așa-i? De adevărul. Atât de bun n-am văzut niciodată. Toate piesele au un CV foarte mare. Toate sunt peste 30. Foarte frumos. Și cu EM-ul foarte suficient. Da, da, da. Grozav, grozav, grozav. Aia to 70 cu 230. Dar mă, Echo, deci nu joacă la vape, joacă la orice alt tip de reacție. Sigur, sigur, sigur. Și acum am o întrebare personală pentru tine. Cât de mult mai joci aia to de când a apărut Novlit? Aia e întrebarea de rezolvat. Aproape zero. Eram sigur. 78 cu 218, 200 R, frumos. R-ul nu e o problemă și ai totul din substanț? Cât HP ai? 30? 25? Un pic puțin HP-ul. Dar în rest, critica, R-ul e suficient R-ul, sincer, sincer. Nici n-aș opta să mai faci ceva. Triple Crown, bravo. Sincer, las-o așa, nu are rost. E doar foarte puțin damage în plus de la 25 la 60, la 30, ca chiar e foarte puțin, n-are niciun sens. Mai ales dacă n-ai C2, nu se simte. Linei are 68 cu 266. Wow! Cu setul lui? Wow! Arma lui? Nu mai zic un wow. Da? Da? Sigur? Păcat că muri repede. Linei în sinea lui, ca și caracter. Da, e foarte frumos. Sigur, foarte, 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 foarte frumos.
38, 178. Ea e jucată exclusiv la Element Skill. Nu? Care puțin criticare. Sau se farmează încă, depinde de situația ta. 74 cu 222. Da, am văzut că ai Armor Refund 2. Destul de slăbuță căciulița, dar cred că e luată de la cineva, cred că presupun. Nu, așa asta căciulița ei, ok. Da. În afară de Cycle, e frumos rău, sincer. În afară de Cycle, e frumos rău. Ce e unul, sigur, Triple Crown. Frumos. Sigur, sigur. Am văzut mult mai rele. Ea nu are, ea nu are Benica Boyu, are 268 R. Da, te rog frumos, armă grozavă. Da, 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 da. Critical damage. A, genura de Benica. Prinde critul doare. No bad. Double crown. Interesant că double crown și doar, nu doar crownul ultimat. Interesant. Avem Kojosara. Kojosara 55 cu 133 156 R. Destul de louț R. A, de cauza asta. Ce frumoase peștele pe ea. Ce frumos. Cred că joci o Favonias când o joci. Sau ceva de genul, presupun. În cazul ăla e ok, sigur. Sigur, ok, în cazul ăla. N-ai nici setul de emblem, dar așa nu contează prea mult damage-ul aia. Trebuie doar să casteze în continuu ultimata. Poate dacă vrei să joci cu geaua electro, ți-ar recomanda să maxezi element skill-ul, că e buff-ul care faci la aliați, nu ultimata. Buff-ul la element skill-ul care contează foarte mult. Chiar la level 7 e 82% din atacul, din base atacul ei la aliați. E mult. Aloy, e făcut aloy? Bravo! Dar nu-i cu armă. Și ai încercat să o faci, sau cum? Bună piesă. Se poate mai bună, foarte bună piesă. Sigur. Da, grozav. Da. Doamna Keking, level 80 cu skinuț. 58 cu 221. Luxos. Da. Oh. Era cumva buildată pentru pentru overload sau pentru aggravate. C1 și ceva de genul. Da? Ok, ok. Overload. Ok. Frumos, frumos. Ea e jucată pur și simplu să facă buff, așa-i? Nu, DPS Mona? DPS Mona? Uita second. Asta, wow, piesă. Mona, da, Mona DPS. Și să înțeleg că ei după ce l-o spray-ul pe ea. Sau ceva de genul. No, nu prea am văzut Mona după să ce drept e drept. Cu piese foarte bune. Diluc are esență de pyro. Frumoasă piesă. Da. Interesant, foarte interesant. El are R 173, suficient. Favoneaz, da. Chestia aruncată pe care el ca așa nu prea contează. C3-ul suficient. Sigur, 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 sigur. Yujin Sama are foarte puțină def. Jucată. Baterie sub DPS. Baterie sub DPS? Interesant. Încercare? Interesant, interesant. Mai să acum cu arma nouă craftabilă asta. Am ajuns la 3800 def pe ea. Damage-ul care amplifică pe ultimată la basic-uri la Arlecchino îs grozave de faine. Fișciluța are 28-130 și ceva. Arma, cred că e ceva armă de aici, presupun, ceva cu criticare. Ea. Da. Da. Voi grozave, toate au la fel la tine. Asta trebuie maxată și tu ai deja critica rate-ul cu 30 ceva. Da, e ok. Dacă masezi asta, deja ai făcută, sigur. Poate n-ai setul complet ce drept e drept. Cred că asta și urmărești să faci la fiecare set, observ. Să găsești seturi proprietare, nu să le tot schimbi din 3 în 3 secunde. Da, da. Make sense, make sense.
Xinciu Sama 45 cu 156, 158 cu... A! A! Invers. Invers, așa-i? Ok. Exact, invers. Am înțeles inversul, am înțeles. Da. 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 Și știi ce pot să zic, dacă simți ăsta? Eu acum am făcut abisul cu 4 star caractere. Ăsta doar așa îmi dă 80 ca 90 pe LMS skill la vape. Gamingu e încă în producție. Da, e încă în producție. Setul foarte bun pentru el. Wow, piesă. Da. Îi, în lucru manual el. Foarte frumos. Ia e o baterie, cred că exemplar baterie. Da, physical. Da, piesele tale sunt foarte bune în general. Adică 20 critical damage văd aproape la fiecare piesă. Interesant. Cici e preferata ta, așa-i? No. Și aici mergem cu caractere care nu mai are nimic. Ok. Da, sunt frumos, sunt frumos. E foarte frumos contul Eli. Nu mă așteptam mai pe jos. Îți spun sincer. Nu mă așteptam prea pe jos. Chiar e foarte frumos contul. Nu cred că o să ai problemă vreodată la ce cont pentru din păgânșii. Da, foarte frumos cont. Bravo, bravo. Mândru. Mai ales că multe lucruri care au fost sugestii de la mine le-ai păstrat și le folosești. Ceea ce-s cel mai mândru.